Peste 800.000 de femei vor beneficia gratuit de servicii de depistare precoce HPV și Babeș în Papa Nicolau a cancerului de col uterin, precum și de triaj citologic, iar peste 30.000 de femei vor beneficia gratuit de servicii de depistare precoce a cancerului de sân screening prin testare mamografică. Proiectul de suflet al medicului Eșan Tudor Ciufodarul, Programul Național pentru Sănătatea Femeii, a prins rădăcini. Prin acest program, femeile din România vor beneficia de informare și acces la toate consultațiile și investigațiile necesare pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul precoce a celor mai frecvente tipuri de cancer. Practic, prin acest program național, toate femeile vor beneficia de diagnostic și tratament precoce în cele mai frecvente tipuri de cancer. Și vorbesc de cel mamar și cel de coluterin. Sunt sume importante alocate și se insistă pe categoriile defavorizate în așa fel încât această structură să fie funcțională, iar în plus partea de educație nu este neglijată. Suma alocată este de 68 de milioane de euro, finanțare din fonduri europene nerambursabile. 10,5 milioane de euro sunt destinați pentru susținerea efectivă a programelor de prevenție, diagnostic și tratament precoce pentru Iași și întreaga Moldovă. Iar cea mai bună veste este că programul se adresează femeilor fie că sunt asigurate, fie că nu sunt asigurate și este o mare câștig că este inclusiv transportul pentru cele din categoriile vulnerabile, în așa fel încât să poată ajunge să beneficieze de tratament într-un centru cât mai rapid posibil, în așa fel încât să nu se mai întâmple mii de drame în România. Iar jumătate dintre femeile diagnosticate cu cancer mor pentru că nu se descoperă în faze incipiente. Medicii ne atrag atenția că prevenția în oncologie este cea mai importantă. Să mergem să ne testăm chiar azi. Eu zic să nu uitați să vă testați, să beneficiați de acest proiect. Tot prin Programul Național pentru Sănătatea Femeii, Ministerul Sănătății va dezvolta prima rețea națională de radioterapie în spitalele publice, astfel încât să se poată asigura accesul pacienților la radioterapie în cele mai importante spitale publice din țară.